Salut! Astăzi am ieșit iar la pescuit. Sunt tot în căutarea păstrăvului. Doar că într-un loc mai inedit. O să pescuiesc printre chei. Printre chei am intrat pe vale. Merg până în ultimul sat, unde las mașina și de acolo continui pe jos prin chei. Chei care duc la o peșteră. Ce e fascinant e că pârâul iese din peșteră de acolo. Stare curios. Zicea un localnic prin iarnă că ultima oară când a fost el de mult, locul ținea păstrăv frumos. Acum rămâne de văzut. Ziceam, am lăsat mașina mai jos. Am lăsat. Și aici trebuie să intru. Trebuie să cobor în canalul ăsta, practic. Altfel nu ai cum să ajungi. Ok. Și imediat încerc cheile. Hai. Astea sunt cheie de aducțiune. Oamenii aduc apă în sat de aici. Hai să vedem aici la prima topliță, mai mare. Uite-l, uite-l. Uite primul păstrăvior. Bun. Niște pești în miniatură, da. Da, e păstră. Uite la el cât e de mic. Mă bucur să văd că locul ține păstră. Mă bucur foarte mult. Chiar dacă e puiet, măcar are un viitor. Atâta timp cât oamenii nu braconează. Mai jos în sat se braconează. Aici nu știu dacă ajung ei cu braconatul. Uite ce frumos e. Hai să dăm drumul. Gata, s-a dus. Bun, primul pește. Al doilea lanseu. Vedem aici o poță. Hai zice lanseu. Uite el, iar am avut atac. Aha. O să lansez eu. Așa. Da, am avut atac. Wow. Uai. Deci locul are păstrăvi indigen. Mult puiet, dar și exemplare frumusele. Mă, nu exagerate, că... Dar nu-i râu de munte aici. Pe râu închei. Să văd dacă pot să ajung până la peșteră, să vă arăt peștera. N-am mai fost înăuntru. Uitați-l aici să... Ce locuri avem noi. Da, uite altul. Micuț. L-am luat din vadul ăla de acolo.
Hai să mă uit pe mână, că îl eliberez, bineînțeles. E mic. Îl eliberez de unde l-am scos. Da, mai departe. Nu vreau să stau mult într-un loc, că... cheile sunt lungi. Și e de mers. Fac de aici niște traseuri. Da, uite-l. Prins-o, nu? Ai, o scăpat! Mama, mătii! Asta era frumos! Uite altul! Uai, ce-o scăpat ăla! Ia uite ce loc! Primul lanseu efect. Al doilea bun. Bun, dar... uite-l, am avut atac. Chiar aici pe final. Chiar pe final. Da, iese. Hai mă, că l-am luat. A tot mic ești ăsta. O, ce mic ești. Dar numai pitici. Numai pitici. Gata, am scos-o. O și fugit. Nu am scăpat cu mine. Bă, dar mic era. Mi se pare rău că l-am prins. Uite altul, ohoho. Deci locul cine păstră? Cine păstră, dar exemplare micuțe. Bine și așa rău. Greu de prins aici așa este, mă. Da, uite-l. Hai că a luat unul mai măricel. Chiar frumos, nu măricel. Da, uite-l. Frumusețe, frumusețe. Ai, dar un ghițit-o ăsta... Mama mie, ce un ghițit-o ăsta. Da, am ghițit-o foarte rău. Mă uiți cum mă uiți, mă uiți. Pe ăsta vreau să-l țin, că mi-e poftă cu un păstrel sălbatic. O să-l țin pe ăsta. E în limita legală, ia uite cât e. Să fac intrarea, că nu mai am baterie la GoPro. Hai să intru în peșteră. Un pic, nu o să intru cu
foarte departe. Hai să vedem pe unde. Uite pe aici. Nu o să intru adânc în peșteră, că nu mai e lumină și pare rău. Asta e peștera. Vezi, apa se micește, pe măsură ce intri. Dar cred că mai încolo e adâncă. Hai să vedem. Uite, aici e un loc bun de aruncat. Ia uite, ia uite cum a urcat unul. Uite cum a urcat unul mic. Da, e plin de lilieci sus. Lilieci, păsări. Să vă rog, ce altitudine să aici, că sunt curios. Jos, jos. 450 de metri. Bun. Fac o scurtă încheiere, că mai am 20% baterie pe GoPro. Acum ies din peșteră. Așa că înapoi nu o să mai filmez, o să mai arunc de câteva ori să văd poate mai prind un pește. Asta e peștera. Minunată. Oleu. Da, cam asta a fost, vă las, că nu vreau să rup gâtul de aici. Și ne vedem. Ne vedem data viitoare. Poate din alt loc. La fel de interesant, nu se știe. Pe data viitoare.